Și că... cum, cum te caci? Uh, Dimineața, fel, la, la fel. fel. La fel, tot prin cură. Mm. <laughs> Serios? Da, 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 ai fi surprins. Mm. Hei, podcast! Podcast. 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 Unde? Am. Unde, e podcastul ăsta? Nu trebuie să zicem unde studio e unde unde studio Nu, unde e podcastul, unde e studio Noul studio Așa Am zis bine? Da foarte bine, Popescu. Mulțumesc. Eu, eu n-am ce să răspund la întrebarea asta. <laughs> <laughs> A fost așa de out. E aproape nou studio. E... Încă nu e gata. Încă nu e gata, da. Dar... Se lucrează la noul studio. Se lucrează de atât de mult încât nu mai e nou. Da, nu mai e Nu, no, adică cu studio. Scapă încep să le vopsești și până termin de vopsit în capătul ăla, scuze, Sorin, uite, un, trebuie să reglăm Până ajungi în capătul ăla de vopsit, trebuie să încep din nou, să încep, că încep să rugi exact. da. numai da. cu dreapta o să gesticulez, să popesc cu doar cu stânga. Eu deloc, eu mi acoperă da. erecția, așa stau. Da. <laughs> am un, am un țânțar în mașină. Da. Și da. foarte nașpa, că de viață, când conduc îl văd, vine din spate și stă pe bord pe acolo și timp ce conduc mai, mai dau <laughs> dar nu-l prind niciodată și doar, doar e să plimbă când se deschizi geamul? Da, da, nu? da, nu că nu-l trage prost hmm. și, Mașina fi... bună dar tu oricum dai de obicei, adică mai dai cu pumnul în bord, nu? în Da, dar nu, nu e... da, da, cum să spun, eu de regulă dau cu pumnul în bord când sincronizez cu o situație din trafic. Nu, așa dau cu pumnul în bord, fără, doar cred oamenii că supărat pe ei și eu n-am nicio treabă. Dar nu, nu să dau mai mult din calea ta de acum, de când ai țânțarul? De când am țânțarul? Da, pare că Pare că supă, că eu mai dau și până, când încerc să-l prind și pe... Știi, când sau zboară până lângă să se bagă în față, că cer că le dau. lași, că îi lași să bage, nu? Nu, eu așa A, dau, un, așa, un, așa dau un parbriz, stai acolo, de te știi? Dar e foarte supărător, e, îl, și uit, asta e... Că uit de el. Dar cât trăiește un țânțar? Bă, nu știu. Nu știu, dar uneori dispare până... Nu fi nepoții lui uneori dispare prin față, Înseamnă că doi să bagă înăuntru. Cred că are o casă, men. Ai putea să pui pastile de țânțari în gurile de la ventilație. Ce fi. dai <gântuia> căldura. Dar eu am, eu am în spate de 2-20 pot să bag din ăla de țânțare. Nu știu ce mai stai. Ce? De da. ce mai stai? Că mi se pare așa că totuși... Și e o viață. Put... Deci eu când deschid ușile la mașină și deschid ușile la mașină, cred că de 3-4 ori pe zi, dar ditai ușile. Eu nu înțeleg cum mi se afară atunci. Dar tu ieși. E bine mașina nici nu e așa. Compania e făcută. Are... <laughs> Compania e făcut. Ce treabă are afară? Așa Sau are poate are treabă undeva unde încă n-ai ajuns tu cu mașina, de-aia n-a coborât. Află tot felul de informații utile despre renovări. Mi se pare ciudat. <laughs> mi se pare ciudat că... Oh, nu, mai, nu mai mă dau minte acum. <laughs> Mi-au pus faianța la cadă. <laughs> o, o aruncat-o cu lopata să va apura, Deci... <laughs> Un așa, Ia uite că s-o pe cleiul ăla, așa, 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 așa o să lăsăm. În fine. E, e oribil. E și greu când te uiți mult pe TikTok și vezi cum din perfect. Aia, da, care da. fac super perfect și vezi ce căcat a ieșit la Vedeți, tine. să fac, compar cu ce-am văzut mai bun. Eu mi-am pus, mi-am mutat singur vreo trei plăci de gresie în pandemie mi s-au desprins, pur s-au desprins adezivul și au început când apusam, când călcam pe ele s-auzea Mm -hmm. Și fiind în perioada aia Bâlâc. de pandemie, da, de nici nu mai știam, niciun meșter nu aveam la îndemână și oricum era greu să chem pe cineva să așa, m-am apucat încet, încet și mi-am recăit rosturile, până m-am scos că de sub au dezlipite -ă deja, adică doar rosturile ar să le cureți. Să le curăți. Am scos plăcilele, le-am curățat de vechiul adeziv, am curățat pe jos de vechiul adeziv, am da, trebuie să faci cu ceva, da. cu dăltută sau cu ceva. să salutat cu... vecinii de desu. Nu mi de făcut câteva zile, dar <laughs> am luat frumos, am curățat tot acolo, am curățat toate plăcile cu grijă să nu le spar, mutate și mari grele, că de, da, de 60. Așa? mi am cumpărat adeziv, am stat de vorbă cu unul la Bricou acolo care mi-a... Da, așa la distanță. Te-a sunat. Nu, m-am dus, m-am dus, a, ai chiar m-am dus, veci. da, da, nu eram primele săptămâni de pandemie, no. dar era în perioada în care era greu să aduci pe cineva casă, nu venea să și fără să am la Stat fără, fără grabă, le-am făcut eu până așa. Am 2 cm diferență, una să ridică și cealaltă e în partea de la altă și m-am obișnuit că în casă la mine așa e. E o placă mai ridicată. Și e ce... mai ridicată? da, e una. pe care ai pus-o? Uh -huh. Cum? Nu s-a așezat. Eu am probat înainte să pun cu adeziv, să văd, așa, și pe după ce am pus cu adeziv, am apăsat pe ea cât am putut să o reglez cu o altă, și am bătut în ea și așa și nu s-a mai de dus. Nu dacă știi, ăștia când pun o placă, încarcă puțin, evident că nu o așează și dacă nu stă cum trebuie, o ridică. O scot afară, pun adeziv, mm -hmm. mai coboară placa, iar o așează. Așa se face în mod normal, să, să tot, tot mai încarcă. Mai bine, ei știu din ochi, da, e cam tot încarcă. A mine era prima placă pe care am lipit-o vreodată cu... Dar am totuși e decent pentru prima placă. Ai un prag placă. în mijlocul păi. băi, în, e un... E un pe, în pe hol, e pe hol, nu e pe, E pe hol, o treaptă în hol. E o treaptă când intru în sufragerie, am o treptuță. Acolo. Dar știi care și e partea este... bună? Că se obișnuiește creierul. Unul că se, nu că, că se obișnuiește. Am și o strânde, da. Ce e cel mai funny este că dacă mă întreabă cineva ce i cu placa acolo, pot să zic că a un idiot care abar n-avea ce face. <rătări> ce nu și nu crezi? Și nu, e, ce nu, nimeni. nu jignești pe, pe nimeni. Cine mi-am lucrat aici? Cine mi-am lucrat aici? Cine mi-am lucrat aici? <rătări> <-am> <rătări> Dar tu când o desfaci, așa o să fii. Da, da, nu o să mai desfac nu s-a mai mișcat acum, nu s-a mai clintit de atunci. Adică, mm. de lipită, lipită, că era problema că nu mai era lipită. Mm -hmm. Dar am. Așa a, a se Oare când o să fac asta o să iasă aproape bine? Da, n-ai cum să. Da. Din prima n-ai cum. Trebuie să le faci. Trebuie să le faci deci, Sorin, concluzia e că e mai bine decât dacă făceai tu? Uh, da, numai când și dai bani mulți. <coughs> eu, efectiv am contractat un muncitor, mi s-o că era sprețul și când am văzut cum or sub subcontractat, deci era, au venit unul la un moment dat, mi-au zis că vine faianțarul, că mi-a trimite pe faianțar, deci eu am vorbit cu un tip care e meșter. Nu a lucrat o zi la mine. A venit altul, ăsta mi-a banii. A venit altul, care ăla l-a dus pe altul care e faianțarul. Și am fost cu aia, să mă cum s-o strâns, deci ăsta cred că pune faianța pentru 30 de lei. De la cât am plătit eu metru, deci eu efectiv am plătit, dar am pulea. Și mie mi-a făcut un meșter când mi-a lucrat ultima oară, tot așa a venit cu niște angajați de lui care, pe care i-a pus să lucreze. Și el a lucrat, de a pus pe ea. Dar când i-a bani, uh, nu, <laughs> să i dau bani, să, -să nu i dau bani în față cu ea. Păi nu că le zicea e e la el, a zicea alt preț, știi? Cu, cu siguranță, da, da, da A Mi -a -a se pare fascinant. Mi-au luat unui moloz, aveam moloz pe terasă, l-au dus și l-am lăsat 30 de lei, unul dintre ei, fiind trei. Și după ce am dat banii, unul a palmat 10 lei ăla, dar, dar foarte abil, știi? Și după aia am părțit 20 de lei cu ceilalți. <laughs> <laughs> dar tu i-ai plătit? I-am plătit, da. Cât dar era? Cât ai plătit? Nu mai știu cât era, niște da. niște sute de lei. Și l-am lăsat acolo, nu știu dacă 30 de lei, dar Și niște... am mereu chestia asta, când sunt, vin doi, de exemplu, care mobil de la Ikea sau ceva și vin doi și dau doar unul. primul pleacă și rămâne al doilea și dau lui banii. Am chestia asta de mine și să strig pe hol. I-am dat lui 20 de lei. atent! I-am dat 20 de lei, i-am dat. Ca să... Beware, my friend! Eu încerc să There dau când, money. când văd amândoi. Der Armani. Der Armani. money Asta e țara, lipsă de încredere. Da, pe bună parte, adică e justificată da. asta. Sunt unii care într adevăr în parte, da. care știu și în parte, așadar. Cum e și la pă, între ospătari aici și barman și în general. Că sunt, Fiecare sunt trage oala sub. Da, sunt locuri în care, adică sunt se pune de, totul la și se împartă. Da. Mai ales că bucătarii de exemplu, nu iau și atunci să împart, mm -hmm. să să se să se parce cu, cu bucătarul. Da, absolut. E foarte greu de găsit muncitori. Extrem, da. Bun. extrem de greu. Și, serios. și în București e totul mult mai scump față da, de Da, pentru că vă, vă spun ceva, oamenii, nu sunt mai fut cum să futeau. Exact. Acolo mă când ești eu. reckless, <laughs> când ești reckless. Urma să ajung în câteva zile acolo. Da, când ești reckless <laughs> și faci, când ești reckless și faci, uh, copiii copii pe care nu îi educi, nu are cum să nu ajungă. Eu am avut niște muncitori la <laughs> <moment dat>, <laughs> că e greu. Asta mi-a zis, e greu. Și era, man, când, când ai avut învățat la Matei, să același lucru. <laughs> când să care niște chestii și tu ziceau, e greu, e, e greu. Și am, tamen man, știu. Dar de, -a, de ne-am întâlnit aici. <laughs> eu am decrat astea, tu trebuie să le cari. Nu mă interesează cât poate să fie de greu. l a dus cu forța la acolo? Meu, nu. La rândul meu, la rândul meu, și mi-a mi făcut, eu și eu, și eu, eu am eu am tras cârcă, am, am săpat șanțuri. Eu eram inginer, eu aveam diplomă de inginer și săpam șanțuri. Poți vina mea, eu m-am angajat acolo. Eu am decis că m-am dimineața aia că eu o să merg și o să fac asta, fără să-mi pun probleme. Bă, stai un pic, poate păi, totuși eu sunt inginer. Înțelegi? Da, băi, asta mă iubește și pe mine, că dacă te duci, dacă asta faci, dar da, am văzut și eu asta cu, cu plânsul, am, Se și eu. plâng, da. Da, Pai, pfai, de e mare. Dar se întâmplă și la corporație a nu, că la noi, că de sus, că nu e cultura asta, bă, asumați. Lucrez într-un loc, nu da. mai da vina pe alții. Da, și asta Dar cel mai deranjat mi se pare mie, uh, când vorbești cu unul la telefon, ok, așteptăm cotația, dai reminder, îi suni, cotația, da, zilele astea și după aia nu îți mai răspund niciodată. Ce adică poți să zic că, că nu ne interesează, bani, da. dar stai și pierzi timp și aștept să, să ți trimite un cost. Altă, altă fază îndevată pe care am întâlnit-o acum, l-am chemat pe unul să-mi vadă în casă să facă ceva. Și I am zis, nu, aici trebuie făcut așa, trebuie făcut așa, am cerut o grămadă de bani. I-am zis, bă, m-am uitat așa la el, m-am gândit dacă eu aș face chestia aia, dacă am timp eu să o fac sau nu, dacă m-aș munci să fac chestia aia, că nu e că nu știam. Cât, că, am e, și, și câți bani. Doar efectiv să am și mă gândesc, bă, are rost să fac astăzi asta, ce fac eu astăzi aia, bun, deci nu o să fac eu asta. Și l-am întrebat, cât costă? Atâta. Și am zis, fii atent, sunt atâtea camere. Și eu zis, da, bun. Deci, ăștia bani. banii, da. Am plecat, i-am dat nu mă rog, ori or, or, aia, am dat banii și după aia vin la mine că șeful că, na, mie nu mi-a rămas nimic, nimic din bani. <gântu -i> ce? am luat Păi, cum? Păi zice, că nu, am chemat patru prieteni ca să terminăm, știți că eu am vrut să vă ajut și că am trebuit ca să terminăm, zic, tu ești prost dacă am plătit la lucrare, mă doare în pulă. Puteai să o pui tu singur, puteai să o pui cu alții. Ah, șeful, da, vă a, șeful, dar vreau frumos, mamă, și a ta mă la cap să este, mi-a mai dat 200, zic, tați, dă-te în pula mea. Gata, am înțeles, e greu, pula mea, nu știu ce. Și totul ăla, I-am zis, n am dat și eu prost. Că era pe acolo și avea chef de făcut treabă. Și i-am zis, bă, uite, am aici, un șans, trebuie un, trebuie, uh, umplu, dat cu ăsta. Da, 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 cât costă? 100 de lei. Zic, fii atent. Zic, îți dau 150 de lei, dar îl faci astăzi sau mâine. Deci și el mâine. Da, da, da. Eu în jumate, nu am mai făcut. L-am sunat, șef, dar am avut probleme. <laughs> el lucra la o firmă care era subcontractată de contractori care au făcut de uh, tipul care a făcut blocul. Și l-au dispărut. Eu nu l-am mai văzut pe ăla. Eu n-am întâlnit meșteri până da, în acum care, care n-a avut probleme în timpul lucrării mele. Da, 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 da. Toți au avut probleme personale, au, s au toți chestii. Un oare nevastă, a nu știu să cum. Să se întrerupă din muncă. Da, ăștia da, da, dacă erau, angajat dacă nevastă, angajați undeva, ăștia n de foame, erau dați afară în secunda 2, că n-aveau cum să lucreze acolo, n-aveau cum. fizic imposibil. Ce am, ce, am, ce am, mai văzut acum, că este toți bețivi zugravi. Toți bețivi vizugravi, nu toți zugravi bețivi, dar toți bețivi vizugravi. <laughs> hmm. Să am Te cam arunci cu asta. Eu cred că avem titlu de podcast. E, yeah, e... Yeah. Uite, Mitran nu cred că știe să te cu lavabilă. <laughs> <laughs> nu, mă zic da, Cumva, când Deci n-ai cum. cum un, om, un, om, care nu are o adicție, care să-l țină prins în praful ăla, n-ai cum să faci asta. E, muncă, o muncă, adică eu recunosc că este, este dificilă munca. Că ai tot timpul cu praful la pe tine, orice îți mănâncă mâine gletul ăla, trebuie să șefuiești, trebuie să porți mască în timp ce dai cu chestii, te-a că înțeleg. Dar cumva, cred că, cred că, dacă ai o adicție, faci mai ușor <gânguia> ca aia. Au fost unii astăzi la, la, mine să care niște chestii, extraordinar de mișto băieți, Fo foarte nice. Dar aveau, o, aveau viața asta cu unul trebuia să-i plătească unui șmecher de la el din zonă niște dobândă. Că luați cămătar. cămătar. Și luați niște bani și tot dădea bani la cămătar. Și mi se părea așa la... Man. Și am vrut să-i așa un picuț și am vrut să-i zic, man, de ce nu vă luați voi o mașină? zic că sunteți patru oameni. ce nu vă luați? Cât, cât, cât poate fi o mașină asta? 5-6 mii de euro, e de cărat, știi? Și puneți patru bani cu 1.500 de euro și luați o mașină și sunteți patru oameni care asta faceți. Sunt banii voștri, rămân, toți banii rămân la voi. Și aia, nu e așa ușor. Dar de ce nu e așa ușor? Că o să ne certăm. Da, așa e. Și în momentul așa ăla, piate, deci nu știu dacă am avut discuția cu o, o, oră înainte, fix când se termine de cărat chestii, au început să certe între ei și erau da, Așa, dacă aveau o mașină, lor Și băgau până unul, unul altul și plecau. Da, așa? Că angajați, s stuit în mașină și l plecat cu aceeași mașină. După ce s-a certat, s au plecat în aceeași direcție. Da, în fine. Altfel, <lip> voi ce mai faceți? Care mai e în viața voastră? <lip> 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 Am fost la sală? La sală. Ai fost la sală. Am fost Mergi -a la astăzi. sală? Da, da. Te-ai apucat să mergi la sală? Da, dar nu-ți imagina că fac ce sală. Stai un pic, stai făcut azi, 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 azi. azi? Nu mi-am imaginat. <laughs> că adică nu ai imaginat nimeni. Acest, acest <laughs> risc n-a fost acolo. Eram doar curios ce faci dacă nu faci. Special chestii pentru picioare, adică ca să mai recuperez cu genunchi. Așa? Și pentru umeri care îl la am în probleme. știi? Calisthenics în principal, adică cu greutatea corpului nu fac altceva. Deci nu mergi la sală. Ba da, merg la Știi că e mai, e mai adică sportul cu greutăți, chiar dacă Calisthenics uh -huh. pare că faci, dar de multe ori nu faci, că n-ai forța aia să faci cu corpul tău, că și eu încerc. Sala cu greutăți este mult mai util să lucrezi la cât în secvențe de mușchi. La cât plecăm mâine. <laughs> cu greutăți. <laughs> fac uh, cu, un, cu un antrenor personal care care drăguț, pare, e super drăguț, care pare că știe, adică A, mi da? se pare că chiar știe, îl urmăresc de okay. ceva vreme și chiar știe ce viteză. A înțeles, am înțeles. Ne zici da. cu personal trainer. Da, mă, da, să ce zici tu, probabil că greutatea corpului nu funcționează ca să faci mușchi, dar el trebuie să... Da, pentru funcțional să, fi fi să, să fie mai rupă bine. piciorul când calcă pe el, cred că ați. Întâi trebuie să-l ajucă la normal. Nu, da, a zis la umeri, există... <laughs> să nu mai dormă pe treapta umeri că iese mâna din umăr, de aia, nu? Că vrea să facă umeri. Da. A, ah, deci tu Scuze, scuze, scuze. Îți cu da, totul, mă. Tu nu știi că eu eu poate naștese la fund. Acum, acum mi-aduc aminte, a, aduc aminte. Am aduc aminte că a fost asta cât că, că eșeau. Da. Dar tu ca să ți întărești mușchiia, trebuie să lucrezi umeri practic. Păi da, 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 pe asta. Umeri și mușchi, mușchi no. din spatele omoplatului să ți no, no, strângă. Da, da, da. Este un tip, pe care îl cheamă, ăsta, Jeff Cavaliere are un canal care se cheamă Atleanix. Eu da, cu ăla, am văzut, cu ăla -am, fac. Mi-am da, am mi mi făcut mai abonament, -am. dar el are o grămadă de tips and tricks despre cum să lucrezi grupe de mușchi fără să-ți lezezi articulații. Mm -hmm. Că ăsta e mare lui skill. Să facă exerciții, să compune niște exerciții sau să-ți arate cum să fac corect exercițiile fără să-ți strici articulațiile. Mm -hmm. Când te uiți în... Uh, uh, cărțile astea de culturi sau reviste cum erau pe noi, îți niște exerciții foarte mecanice uh -huh. și el îți arată de fapt cum nu trebuie să bagi, trebuie să, trebuie să lași după cum să duce încheietura, nu trebuie să forțezi tu tu ții minte Popescu din revista de culturism? Eu am rămas la cărți de culturism. Dar la cărți de culturism. Da, mă, erau pe vremuri, de nu înțelegeai poziția, erau în trei trepte, nu știi era mâna și se arăta. Era fin. revista Flex. Se da, dar asta se perpetuează ce? Deci ce, uh, Făcutul greșit de exerciții se perpetuează în sală, că nu toată lumea se interesează după cum îi se duce la sală și se uită la altul cum face și care are mai mulți mușchi, ăla apare etalonul. Și atunci, dacă la face greșit, toți oamenii, eu văd în sală, văd oameni care se duc la sală și fac ex exerciții și vin să-i zic, man, vezi că strici genunchi, am văzut eu, știu că nu funcționează cum trebuie, deci nu... Dar da, ce pot să zic? Mă bag eu în viața omului să-i spun? Nu, atunci a... Dar doar doar, mă uit să văd când nu mai vine. <laughs> mă să văd când nu mai vine la sală. Înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Și ăsta, ăsta are un exercițiu pentru spate care se cheamă face, face pull. Trebuie să tragi la scripete cu două frânghii și tragi așa. Uh -huh. Și te ajută foarte mult pentru mușchii între omoplați să ți să ți țină. Uh -huh. Nu, ți-am spus că să... Da, da, da. No, no. Poate întreabă-l pe băiat. Că ăsta zice, deci ăsta obligă la orice antrenament ca să ai postură și să-ți stea spatele deschis. Mm -hmm. Bine. Am făcut da. și niște chestii pentru spate, că legătura cu umeri, adică nu. Dar mi-a plăcut ce exerciții mi dacă simțeam că e și stabil și nici nu... Adică simț că, simțeam că lucrez mușchii și nici nu... Dar asta nu i trainer de la... Aș și purta pantalon de yoga. Da. Da, <laughs> Dar ăsta nu e trainer de la sală de la sală. Ăsta e un trainer pe care cu care ai vorbit tu să vină cu tine, sau să facă cu tine, nu? Să da, de la sala de acolo? merge și la sală acolo. Da, da, ah, da, okay, da, okay. da, da. Asta eram curios cum da, ai. Da, el are niște programe, cum are niște programe speciale. Așa, cred că am căutat eu mai drumul, are niște Pătindă. programe speciale fix pentru recuperări de asta, genunchi, menisc, ligament, chestii de asta. Menisc mi se pare așa foarte aproape de risc. Pare, pare Adică dă un din risc nume, pentru bărbați. Da, da, din, ce din pare ceva fragil. Dai, da, din nume îți dai seama că... o oh, o oh, menisc. Ai menisc. Tâmpla, cred că e cea mai subțire, cea mai subțire os. Când era mic se spunea, dacă tâmpla. îți dau una la tâmplă, s-a terminat, mori. Da. Era asta era, cu da. era, era, și asta cu... Uh, tai că tu ce e că îți -ți dă la tâmplă, știi? <laughs> nu, nu, nu. Mm. No, okay. La noi n-a fost. Dar de fapt, era o vorbă. La tine era chiar adevărat. Dar era tâmplar, dar, da nu pentru că dădea la tâmplă. <laughs> da. Eu mi-aduc aminte de asta într-o vreme din filme. Era asta, așa. Ah, A, da, era gata. Dau. Aia da, da. De de -aia așa. Așa, aia era lovitura fatală. Dacă ajungeai în poziția da. să ajungi să de -aia așa. Eu asta, asta mi-aduc aminte. Asta aici. La gât. Asta mai era așa, în piept. Făcea cu și îi omora, îi ah, distrugea organele interne. Nu, nu scotea da, nimica, da. nimica, doar împingea, așa, împingea. Da. Și asta era... Da, cu inima mă, îi dădea... Îi dădea un impuls. Da. Dar asta un... e adevărat. Ce, poți să-i blochezi inima unui om dacă îi dai impuls la inimă? Cu un pistol, C cred. Dacă îi cu pistolul... Cu un picamăr. Dar oare de ce îi zice tâmplar? Cred că, cred că, vine de la faptul că stii foarte mult din la tâmplă până faci o mobilă. și vine. Da. Că te doare capul după Dai. ce îți rămân piese Așa. și nu stai, doar am măsurat. <laughs> nu poftim, e mai mică. Bă, gamia. Tot apropo de meșteri care vin la meșteri, <coughs> sunt și unii care sunt super buni. Absolut. Și pe mine mă... sunt unii care măsoară o dată și după aia tare. Da. Eu am să așa o strângere, eu știu măsor de vreo 5 ori, ca și tot nu-mi iese. Da, dar știi care e faza că el când măsoară o dată, este el nu a măsurat o dată atunci, cum faci tu când te apuci. Creierul lui a măsurat. El a măsurat zeci de, de, ori. De, de, zeci de mii de ori, știe exact ce abateri are ruleta. Nu, nu știu că ai văzut că okay, nu măsoară tot timpul. Ei măsură, el măsoară, dacă a măsurat cu o ruletă aici, măsoară cu aceeași ruletă și. Cum să spun, nu, dacă are două rulete, una într-o parte, una în cealaltă parte, nu mă pun o folosește, că pe aia o știe, știe mm -hmm. că s-a între ele. A, în fine. Știi la ruletă, apropo de ruletă, că capetele de la ruletă, la de metal, niciodată nu sunt fixe, tot au un pic de da, de chiar. E enervant. Ca să ai să poți să măsori și pe interior și pe exterior, care ia grosimea ei de cât e metalul ăla. Da, și când, și când o trag, dacă agăți de un, o chestie măsori practic fără interiorul, in, mm -hmm. da, și dacă o baci, o baci la un perete, trebuie să te miște un pic mai în spate ca să ți Deci nu sunt prost făcute. Nu. Ok. Nu am înțeles. Grosimea a, elului de, de tablă. dacă îl împingi la perete, trebuie să o ia și pe aia în calcul. Dacă agăți de ceva, nu o ia în calcul, că e da, da, de după da, ea. Da, da. Ce tare. <hânt> Și mai te să că e stricat. voi, voi vă dați seama cât au măsurat până au făcut asta, că nu știu, au făcut din prima. Nu s-a s-a gândit cineva din prima. Tot nu le și -a tot măsurat, până, am măsurat și nu e. Dă-mi e măsor. <hânt> A, dacă avem și la sala palatului? Și e adevărat. Avem și la sala palatului. Bă, stai așa. Deci, întâi și la sala palatului, pe 29 octombrie, facem da. show la sala palatului și avem turneu, dar trebuie să mă uit că eu habar n-am uh, multe orașe. Ordinea da, orașelor. Punem în link. postare pe Instagram. Da, e postare pe Insta. Deci, dar, dar ce știu că mâine avem Bacău, da, da o, da, să, o apară să, fie După, după ce o să fie Bacău. După aia luni avem ce avem? Galați avem luni. Hai că le citesc eu dacă vrei. Da, chiar, de, de ce avem Bacău, Galați, Vaslui? Manager. Așa a găsit. Așa a găsit, okay. așa a găsit de cuvință. Nu că așa, a găsit să, așa a găsit așa de cuvință să ne pună, să ne pună drumul. Deci turneul până acum, că o să mai fie câteva orașe care încă nu sunt listate aici, avem așa. 25 Bacău, 26 Galați, vorbim de octombrie acum. 27 Piatra, de septembrie. 25 septembrie Bacău, 26 Galați, 27 Piatra Neamț, 28 Vaslui, 9 octombrie Cisnădie, 10 și 11 Cluj, 24-25 octombrie Iași, 26 octombrie Suceava, 27 octombrie Botoșani, 6 noiembrie Târgu Mureș, 7 noiembrie Marghita, Marghita, în sfârșit, la Marghita, la sala... Unde la avem casa deja de o... Bingo! Da, s-a strigat. <coughs> 8 noiembrie Oradea, 9 Alba Iulia, 10 Râmnicu Vâlcea, 14 și 15 noiembrie Brașov, 16 Timișoara și 18 Craiova. Și sperăm să mai adăugăm pe listă Constanța, că știu că ne întreabă o grămadă de oameni de Constanța, poate un Focșani, un Pitești... Baia Mare... Baia Mare, Satul Mare Vistisa Mai zici tu niște orașe uh, Dej, Dej. <grijă> Și 29 octombrie O să fim în București Cu uh, spectacol la Sala Palatului um, Bilete pe ea Bilet la tot ce s-a discutat aici Da Și la turneu și la Am postat la acum Am postat story Ca să nu uit. Dacă, dacă, dacă vorbea ce voia să sar păstă el? Păi și atunci? Ce vorbești, mă? Pitești s-a zis? Mă întreabă lumea, din Pitești. Da. S-a zis Pitești. Am zis că îl vom adăuga. Nu e, nu e încă. Nu, e, nu este asta, acum ar, și, Da, ok, corect, 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 Asta. Uh, Slatina, Urziceni, uh, Călăraș, Giurgiu, Alexandria, nu știm. Posibil. <laughs> Dar facem. Posibil să nu venim anul ăsta. <laughs> <laughs> facem, facem. Așa. Uh... <coughs> Regin. Regin n-am mai fost de mult la Regin. Regin. Uh, atât. Alte orașe, alte orașe când ne mai gândim, mai facem instauri. Ieșim direct. Da. Drupeta. Deci, Drubeta. Drubeta, știți, la Drubeta o să vă, a, vă spun după aia. Mhm uh -huh. uh -huh. Bă, este frumos aici așa. Asta să sun, să nu se vadă bine. așa frumos. Bine așa. Gata. Mi se vedea că e foarte frumos. De ce stai gol plăcut? așa ca un idiot? Să fie cal la gât. Mi-ar fi plăcut să am o eșarfă. E ca o eșarfă. Mi se pare nice, mi se pare nice. High five. Mi se pare nice. Ești trendsetter. Da, cu până la cap. Ești trendsetter. Îmi place. Mi-ar, uite, că mă uit așa la, la, la noi, îmi dau seama că mi-ar fi plăcut să mă îmbrac mai colorat mi-ar fi plăcut. Pentru azi? Nu, în general. Dar atât de mult... Ce? Da, problema este că atât de, atât de mult mă deranjează când transpir la subraț și spăs scenă, din nu pot să por colorat. Da, la negru și la alb e minu. cel mai safe. La colorat se vede tare. Da. Da. pe genul ăsta, pe cachiu asta se vede tare. Dacă ai tricot ca ăsta, Kaki. se vede foarte tare. Da. da. Deci tricouri, Absolut tot timpul negre. A, dacă și vrei doi, tricouri că nu se mai vede Care nu transpiră la noi pe site. Nu mai avem tricouri din alea? Bă, nu știu dacă nu transpir Cred că... Ele nu transpiră, ele tu transpiri transpir. transpir din da. ele. Da. Da. Care, care tricouri? <laughs> <Nimeni> <laughs> <știu ce laughs> avem, avem un shop. Ah, și da. avem, și, un și shop avem tricouri și care nu transpiră. Ce tare. Da. Pentru ce Spare e curios de una scurtă, de joc una scurtă, uh... mai, mai aducem. <laughs> mai aducem n-am găsit mașină dar știe Sorin patru băieți care da. vor să se asocieze să facă un business n-am găsit și transportator n-am găsit transportator să aducă jocurile în țară cât de curând cât de curând sperăm cât de curând pentru că na vin și M sărbătorile și ne și trebuie sărbătorile vin da. mai există pagina de produs pe ceva mărunt.ro nu? Da. adică dacă dai click e așa poate să intre lumea acolo și să lasă mail-ul. Atunci și vă anunțăm da. dacă da. atunci da, când. Da, și chiar dacă nu e în momentul ăsta până iese podcastul, sigur ne asigurăm mm -hmm. că o să fie. Deci puteți să vă înscrieți. Noi am avut și la prima uh, rundă de vânzări de joc am avut pre oameni pre înscriși uh, mm -hmm. la cumpăra, da. care au aflat plin, plin. care au aflat da cu o zi înaintea celorlalți și au putut să dea comandă să prindă Absolut. Asta ce puteți să faceți și voi, să vă înscrieți acolo. Mail-urile voastre odată primite, evident, na, conform GDPR, în mod oficial, nu se întâmplă nimic cu ele. Deci nu le vindem sau ceva, doamne ferește, că nu, nu e ăsta business-ul principal. Dar care este business-ul principal, Toma? E posibil să primiți mai multe mail-uri după ce vă înscrieți acolo fără legătură da, cu dar noi, dar, dar e pură întâmplare. E absolut <laughs> întâmplător. <laughs> și din nou, s-ar putea, fără să știu ce o să primiți, e posibil să fie folosit orice primiți. Adică, chiar și cum e aia, cu ceasul, știi, stricat, care atât de două ori, da. corect, așa, și mail-urile alea cu enlarge your penis. Mm -hmm. da. Trebuie să nimerească, nu? Statistic? Mm -hmm. Statistic. Ah. Am văzut un studiu, și că România nu stă extraordinar de mine pe domeniul ăsta. La ce? la dimensiunea medie da da, 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 a mail Da. Scriu oamenii prost. Eu dacă trebuie să scriu un mail, eu îmi bag piciorul. Scriu în timp, când văd ce-o ieșit, nu. șterg. Și sun. Poate că e mai bine așa. Da, da, da. Punctul tău foarte pe mesaje scurte. Sau vorbim <laughs> nu pe mail <laughs> scurte, dar dese. E, asta este chestia cel mai rău, asta îmi pare că nu are cum să înțeleagă nimeni, că sunt ani de zile aici de, de frustrare adunată din care e râsul ăsta. N-ai cum să doar să explici cuiva că Sorin nu mai da. greșește când scrie, că that doesn't begin to describe it. E, Trebuia să fie pe grupul și să man. E greu să tastezi. da. Pus că telefonul meu, dacă face autocorect, îl bat. A, apropo, uite și mi-a -am, am văzut, am văzut că uit. te jucai cu ea, da. da. Cocring? Uh, M-am uitat, uh, urmăresc da. de când a, a apărut... Apropo de asta. urmăresc de când a apărut iPhone-ul ăsta nou de vreo două săptămâni, de când a fost lansat. Îl urmăresc, uh, cam îmi Cochetează place. Cochetează cu ideea, dar nu ăsta. Da. Ăla, 14-le. 14-le. Uh -huh. Și mă uit la el. Și am tot stat să văd și când apare la vânzare și când asta. Și este uh, pe lângă că... Au apărut, după ce s-a teoretic a apărut data în care ele sunt puse la vânzare, că au zis să o să lanceze, în data de o să le avem. Nu, le au decât cele mai scumpe. Doar uh -huh. versiunea cea mai de sute de milioane, 100 de milioane sau cât costă. Doar pe aia, atât. Dar, în afară de asta, um, sunt deja review-uri. Lăsăm la parte că există deja. Um, de asta are sigilate. Deci e de o săptămână pe EMAG. A apărut, există resigilat și la resigilat este cu zgârieturi fine pe carcasă, zgârieturi fine pe spate, zgârieturi pe ecran, în nicio o săptămână. Cineva l-a luat și l-a zgri... eu nu înțeleg. Este... Și după aia ai dat retur? i dar dat da. Nu știu, poate faci cum am făcut eu astăzi. Poate face review-uri. Te dai jos din mașină cu telefonul în brațe și fără Centura. nimic pe el ah, și îl faci și mai praf decât ah, era vreodată. Ah. Și tu așa, așa, te, tu te-ai jos, era în brațe așa? Dar ecranul e ok? Check, e, dar nu se vede pe ecran. Dar ieri l-am spart mai de mult. Nu vedeți dar, în mâini, că a fost, nu la, stai sală. Că vedeți, a fost la sală. Vedeți, a fost că se vede un pic dacă dați rezoluție mare. Uh, e, așa arată telefonul meu acum. Și nu o să-l schimb până nu am cioburi în buzunar. Dar asta se rezolvă. Două, două, două zile. Două review-uri am notat din, de la, Deja, la iPhone. înainte să apare erau unele review-uri. Că erau întrebări. Erau oameni care scriau la review-uri, puneau întrebări. Și a întrebat uh, un domn, cetățean. nu contează, un cetățean, a întrebat ce model de procesor are. Și am fost cu ce importanță are, ce model de. ce o să zică și o să știi tu ce proces o să-l cumperi în baza informației a, că e era... procesorul ăla? Ce o să. sau unul la mână, doi la mână. Cât de greu e cel mai vorbit telefon săptămânile astea la nivel mondial. Nici trebuie să scrii în Google. Poți doar să vorbești un pic în casă că te interesează iPhone-ul și îți zice îți zic toate site-urile ce model de procesor are. N-ai cum să nu știi modelul de procesor. Eu mă chinui să nu-l aflu, nu știu cum să zic. Este atât de simplu și uh, după aia n-a părut să încă întrebare și am intrat după câteva zile și i-a răspuns cineva. După întrebare i-a răspuns cineva. Ionuț care are poza asta nu o să ți-ar doar ție că doar to vezi. Ina. Care i-a răspuns a16 pe 4 Nano. adică, știi. Da, da. știe. Și așa a fost. Așa și mai este... Eu cred că nici nu știi ce înseamnă nano. Nan. da, nu, nu, știu, nu cred. știu la ce abarnare. se referă. Habar n-are. Și uh -huh. cu celălalt l-a ajutat pe ăla? A zis, a, ok, acum a, iau. Na, a, ah, e pe a, 4 ah, nano, a, ok, dacă e pe 4 a nano. Dacă e pe 7. Da, dacă era pe 7, nu l-am, dar a scăzut la 4, e bine. Um, sau poate crede că mai mulți nano e mai bine, că nu știi. N-ai să știi. Și uh, mai am o singur, un singur review de la uh, un domn sau o doamnă, nu știu că e dori, nu știu dacă e doamnă sau domn, uh, care a zis așa, recomand 5 stele la iPhone, nu, iPhone și a zis așa, o comparație cu 13 Pro, două puncte, baterie mai mare, camere mai bune, procesor mai bun. <laughs> <laughs> oh. Bă, asta cred că e de la departamentul de marketing, de la Apple. Bă, n-are cum să fie atât de... Atât de... Fuck. Nu, nu vine să cred că astea a, a, făcut review la telefon <coughs> și este, e mai bun da, decât... eu cred. Da, și eu cred. Zic în sensul că sunt... Uh... <coughs> Ce? Da, nu cred că sunt fake-uri. Nu sunt oameni care fac asta. asta. Da, 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 da noapte noapte care a făcut asta, dar da, tot mi se pare Camera mai bună, baterie mai mare. E... Adică pe total 14. E mai bun, e mai bun decât 13. Nu, am crezut că e cu tremur, dar de fapt e Popescu care mișcă masa. Uai! Dar a fost recent cu tremur. Când? A fost la mare în Asia, nu? E... Sau unde? Nu, nu, și la noi a fost. A fost și la noi, da, un Săptămâna un... trecută, dar da, 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 mulți ziceau că l-au la, 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 simțit. Și, și eu l-am simțit. Nu, nu. Dar eu stau la parter, cred că de asta. Tu ai simțit la parter? Nu, nu. Dacă no. stăteam la șase, simțeam. Asta de patru le simțeam. Eu stau la 1 și nu l-am simțit. Adică am stat la 1. Bine, tu nici nu prea stai vreodată. Tu te agiți da. la 1. Tu compensezi, tu compensezi vibrațiile de la Eu am mai, mai povestit-o pe asta. A fost extraordinar V-am zis când am conștiințat eu că se, se întâmplă un cutremur În 2014 a fost un cutremur, dar a fost destul de mărice Și a ținut ceva, niște secunde bune Și uh, Mă trezise în Mahmur Mahmur ca să nu zic că eram beat Mă trezise, mă culcasem beat, m-am trezit Beat, beat Și eram pe marginea patru și m-am decis Eu să merg să beau apă și am băut apă și în timp ce mă întorceam dinspre bucătărie spre baie, adică spre uh, dormitor, era un vagon, adică era un uh, apartament lung așa. Gresia la nivel toată. 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 Și mergeam, bă, și -a început să miște, dar eu, eu am crezut că eu sunt așa de beat că mi se mișcă mie genunchi. Vă și tu mergeam și mă gândeam, ce dracu am, cât am bă, o mamă în cața aș gura ta. sunt am în camera, am văzut ușa de la balcon, făcea așa. <laughs> atângă, Andreea, și asta a băut. <laughs> și, atunci, și atunci, a fost așa o bucată de băi și prost la cap, cu tremur. Și fiind așa de beat, n-am știut ce dacă să fac. Eram, era, eram în chilozi, era vară. <coughs> și m-am pus pe, în pragul dintre bloc și balcon. Că dacă aud cumva că începe să cadă blocul, era bloc înainte de 7-7 cu 11 etaje. Și am zis că dacă începe să, dacă aud ceva, s-ar, că eram la 3. Erau și. să Nu, dar erau. Nu, no, mine erau niște copaci în față. Serios, dacă sari, deci pentru viața ta, dacă sar pe copacul ăla și de acolo din copac mai cobor, ăsta e foarte ușor să scapi. Adică sunt foarte mari șanse să scapi. În fine. Dar am fost, am fost, eram acolo și eram ok. Voi, 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 voi n-ați sări, eu nu cred că voi n-ați sări. Ba da, sări, dacă văd că pică casa, sări. de, da, de am la trei în, în copac. Aș copac Pii, eu stăream din pat, pat. nu ți-am povestit că stăream din pat. Eu aveam pat suprapus, eu dormeam sus. Paul dormea jos. Și s-a întâmplat că vreau să fie cu tremur și eu s panicat cu tremurul. Și simțeam că e cu tremur, dar culmea, reușeam să discern între mișcarea patului, că se mișca Paul în pat și se mișca patul, că nu știu ce făcea Paul. Așa? Sau era cu tremur. Așa. Mi s-a urât. Așa. Sau era cu tremur. Și simțeam, m-am de, de vreo două ori mi s-a întâmplat noaptea, să fie cu tremur, să simt că se mișcă patul, că vibrează toată casa și săream din pat, dar săream, nici la să mă trezesc, mă trezeam, eram în aer, în mă trezeam știu, știu, și îl trezeam pe Paul de sub, din pat și ne ori ne băgam sub pat, ori în cad, în cadrul ușii. Și mi s-a întâmplat una dintre ele, că asta de-aia mi-a rămas și în cap povestea, am avut cu, uh, cu taică o odată, taică-mi are... Um, e foarte tipic ar țin la cărțile lui și la toate lucrurile. Trebuie să avem grijă cu toată viața mea asta a fost să avem grijă cu ele și de acolo s-a moștenit după cum. Și am luat într-o perioadă, citeam Biblia, luați în Biblia să citesc și dacă nu din calea foarte de religios, dar ține la cartea și e și o carte care e mai deschisă decât altele, care e foaia subțire. Ce și, mișto e foaia de la Biblia. Da. Și era Biblia lângă pat la mine acolo sus, aveam o, o, etajeră pe care aveam mai multe cărți și era și Biblia acolo și a trecut aici prin cameră și ce cu Biblia? Și citesc Biblia bine zice, ai grijă să nu strici. Și am cu stric o carte. Ce pot să-i fac să o stric? În noaptea aia a fost cu tremur, am sărit din pat și am dat peste Biblie. Și am dat cu Biblia de pământ, a căzut pe jos. N-am stricat-o, dar în capul meu, până să ating pământul aia a fost, cu aia, fost cu aia am stricat Biblia. Exact atunci. <coughs> în seara aia a fost, efectiv, cam filmele cu proști. A fost... da, apropo de tremur, e horror fracțiunea de secundă în care realizezi. Da. da. Știi că stai așa un pic și după aia vezi că se mișcă, ah, cu tremur și atunci se declanșează în tine azi adrenalina, te rupe. Ați trăit vreodată cu tremurile ăsta în care să, să fugă patul? Da. E oribil așa. Nu, așa Așa, 40 ce patul? de centimetri, da. Chiar așa? mult. Parchet, 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 dacă ai un parchet din ăsta mai lucios și ai o canapea care e pusă direct pe parchet și cu tremur, te plimbă 40 de centimetri așa. Asta dacă parchetul e tot la nivel. <laughs> True. Dacă n-ai speed bump, se true. Depinde și foarte mult, că sunt multe feluri de cu tremur, unele care se mișcă așa, unele care se mișcă, adică nu, unele se mișcă mai mult lateral decât altele. Da. Oh, ok. Ca la sex. Exact. -că la, la, și durează 6 secunde. La cu tremur, dacă caz, e dacă caz pe maximum, de amplitudine, dar eu zic că poate să fie la cu tremur dacă e, că e unda așa, deci dacă te prinde pe, pe unde se întâlnește unda cu uh, punctul zero, n-ai nicio treabă acolo. Că nu e nici niciun pic de... Și după aia blocul de lângă cade. <laughs> că deci e așa de... Aici în groapa asta nu-i nimic, acolo pică ăla. Foarte... Ah, cred că am înțeles. nu înțeles, am înțeles. Ok. Nu? Teoretic, matematic, okay. n-am înțeles. Da, da, Dacă se mișcă mai puțin, e mai bine. Adică... Dacă te-ai uita pe suprafața apei, dacă-i dat ceva în, în apă și ar merge, e o undă care merge. Uh -huh. Da? Dar la un moment dat, există un moment în care unda este mai mai mică în punctul ăla. Și nu nu, nu, e, nu se simte atât de tare cu tremurul. Uh -huh. Și lângă poate să cadă blocul. Că e maximul, de amplitudine. ca pe un val care se duce, ține unda constant până coboară. Nu, 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 fa nu faci așa. Apar, Cred, cred că apar. Vibrațiile să ridică din. Așa mi explic altfel, nu nu poate să fie val să îi ridică pe toți. E ca boabele alea pe care le pui pe un difuzor și le dai o frecvență, și sunt anumite boabe care nu se mișcă, și anumite boabe să duc mult mai mult. Nu știu dacă ați văzut. Eu am văzut, ai niște comparații, niște analogii care nu știu deloc ajută pe. Nu ajută. Da, ok. Bine. Deci da. Deci cert este că unele case pot să cadă și unele, adică unele blocuri pot să cadă, unele blocuri pot să nu cadă în funcție de unde e poziția versus. Da. A, a, ați În fine. aflat un lucru pe care nu să trecut tremur. Unele case pot să cadă, unele nu. Atâta... Eu, am aflat e o chestie care... interesantă citam o carte o filmă Dar nu <laughs> Ok, zi zi zi. Eram la alt podcast. <laughs> Zizi, a, a zi a zi zi. <laughs> că Empire State Building, așa. E singura clădire cu ghilimele de rigoare, parcare pentru dirijabil. Că era trendul ăla și făcuseră să poată ancora dirijabilul fix în vârful da. clădirii și te dai pe o rampă și urcă în clădire și coborei. Era cu, cu că așa parcare avut pentru atunci, așa s-a văzut atunci viitorul. Viitorul, da. Da, da. 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 Cu cu baloane cu hidrogen. Yeah. E posibil să revină, mă gândesc eu. Foarte da, da, Cum ar putea. o revin să revină cu heliu. Cu... Da. Nu, cum revin cu alea mm. rapide peste ocean, cum se numește? Um, -l -am ruguri de ard de da, rapid da, da. <laughs> Rapide de, peste ocean, numește, am zis, mă. Rachete. Concord? Așa, da. Nu știu că exact Concord, dar tot așa faci trei ore și jumătate de la... Supersonic. Da, de la Londra la New York sau LA Drăgănești Vlașca Da Nici nu mai știu e... care e dintre ele Păi viitorul zic ăștia că nu o să fie pe aviație Bangladesh pe Rută directă Viitorul zice că e pe tren în tuburi Așa ziceau ăștia Că o să fie în tuburi știu că se vidate la un moment dat Da Asta este. E cam Acolo cu cu mi-ar fi mai, mai, de mai frică de ce? decât. Da. Că n-ai cum să faci suficientă presiune pe lungimea aia. Sau... Că să faci vacum așa de mare. Da, n-ai cum. ce e vorbești doar, tu? Doar tuburi, tuburi. Adică doar trenuri. Aia e. Cea Dar mai, mai bună. transportă la ai trenurile. Orice. Orice. Uh, orice lipsă de aer va ajuta. Adică chiar dacă nu poți să menții zero la faptul că e vidat un pic și că nu e atât de mare adică nu, e, nu e așa mult aer, a, va ajuta. Nu cred că ajută cât să compenseze cât consumi <coughs> ca să faci. Ca să scoți? Da, nu. Nu știu. Mm. O să dau un canal drăguț cu un nene, un britanic care face o grămadă de debunking la da? trebate, inclusiv la apă, la ultimul care e acum The Line, știi, la orașul ăla până deșert. Da, 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 un... că e destul de... Da. Aia mi se pare o prostie. Are o grămadă de argumente foarte bune. El e un e om de știință, face, nu știu ce, chimist, da. Ceva. E, e pasionat și de... e pasionat de a face debunking pe o grămadă, pe, cu o grămadă de astea de a lui Elon, de idei, o grămadă de, de astea care apar, startup-uri de făcut, mergem noi în spațiu și facem acolo o grădină sau ce. O grămadă sunt, este fascinant câte prosti sunt și cut, cât, de, cât de, de fapt, înșelătoare sunt majoritatea. Doar ca să ia fonduri de la stat? Da, mă, sau de la oameni, pur și simplu, În ăsta de... Uh, îți pui gunoiul în el, un aparat arată ca unde l de făcut pâine, o mașină de făcut pâine, pui gunoiul în el acolo menajer și îți face compost. A, dar sunt și la el, noi, dar există, există deja. Da, da, ăla e practic, uh, sunt startup-uri care acum apar și care zic că au reinventat ei și că la e face mă, măsaj pe tas. Și nu e doar o elice că îl învârte, o elice, are la e fix ca mașina de pâine, îl învârte și îl încălzește între timp. E o mașină de pâine, atât tot. Dar fiecare apare, mai apare câte un indigo de asta, un Kickstarter, uh -huh. un ceva, Milioane iau. Iau milioane. Hmm. Pentru că se duc într-o zonă în care e... Le pasă oamenilor. Da, da. <coughs> zică, să rezolvi o nevoie. Psihologic. Eu, 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 nu prea dur bine în ultimul timp. Păi eu zic că putem să-mi chem. <laughs> eu zic că... Am crezut că e... Am crezut că ne zici în fiecare ce păstră avem. Hmm. Dar dormi când bine. ai dormit bine ultima oară? M-am lăsat de cafea, știți? Nu. Zero? Nu se Zero. vede. Zero cafea. Și de atunci zi. dorm prost? Nu, dorm mai bine decât când de nu când am lăsat de cafea. A dispărut o chestie. De când nu mai beau cafea, pot și să dorm tremurdare. la prânz. Da. Stai un pic. Pot să dorm la prânz și nu rămân atârnat între realitate și vis. Că îmi dădea o stare foarte de căcat. Dormeam la prânz da, și rămâneam suspendat într-o zonă în care nu eram nici adormit, nici treaz. Și era o zonă așa în care simțeam că am făcut foarte rău când m-am culcat. Și acum, fără cafea, mă culc de prânz, dorm extraordinar. <fie> hmm. Eu zic să încerc să <fie> <de mință>. Eu <fie> să încerc dacă o să reușesc să mă scolinează și să nu beau cafea. Mi-a pus să de gaf. I know. Și că... cum, cum te caci? Uh, la Dimineața, la, la, fel, fel. la fel. La fel, tot prin cur. Mm. <laughs> Serios? <laughs> da, 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 ai fi surprins. Mă duc la budă, audă două ori, după aia... Care e, de fapt, mai mult? Cafea, întreabă, cafea, cafea, n-aveți? <laughs> ne dați cafea? După aia mă, mă, mă șterg, trag apa, fac un duș și ies. Ce Faci fel? duș după ce, de fiecare dată când te caci? A, aproape de fiecare dată, dar cred că 90% din cazuri. Dacă să aici, nu pot să, nu pot să fac duș. Da. Eu zic că ar trebui să închem că a început deja show al Hai. doilea. Că a început și uh... al doilea. Oameni da. dragi, uh, vă sfătuiesc să vă lăsați de cafea, mm -hmm. pentru că uh, nu stai cu starea de da? anxietate, de da? aiurea. De multe ori aveam stres că nu găsesc cafea și după și ce... Și ce... acum este, știți ce calm e, Sorin, de când... Da. <laughs> o plăcere e. Dar este, este, nu este despre cum se vede afară, este despre cum se simte pe interior schimbarea, pentru, eu o simt. Pentru mine e pentru cum se vede de afară. E da, dar, dar pentru mine este schimbarea pe care o simt da. în interior. Bine. Eu beau cafea doar dacă mi se face. Adică nu în în mod activ vreau să beau o cafea. Nu, cafea? Să știi că la OMV ți se face tot timpul dacă vrei. Da, da. Sau la alte benzinării, cum ar fi Rompetrol, Petrom, Lucoil. dar chiar cafenele sunt cafenele Gazprom. Eu trebuie să zic toate acum, m-am aruncat să zic. Tu, Popescu? Eu am rămas la un espresso pe zi, la cât beam eu înainte. Și, a, pastilă, nu? Da, o cafea. Deci că nu-i bine, eu de-aia am renunțat la cafea 1. Ala ca să mă cac. M am înțeles. Deci pe post de E în instalatorul ziua. Ziua. Da. Mm -hmm. Eu am... <coughs> că se face Dar o înghit cu, cu apă capsula, da. nu o mai... Dar nu mai dorm două zile. Că acolo iau o absorție. Mă că sare inima din piept. nu vreau să mă gândesc. Mamă, mamă. Dar eu de ce, adică unul dintre motivele pentru care am renunțat la uh, cafea este că am auzit într-un podcast, eu și aud tot și cred tot absolut, până, și trebuie să le încerc eu ca să, după aia să nu mai cred. Dacă e și în engleză podcastul, clar Absolut, crezi mai mi se tare. Se pare, da, da, că, da, da. se pare că au adevăr acolo. Eu, eu, când aud, eu când aud români vorbind da. informații și nu, zic, și nu zic despre sursă aflat de afară de la un podcast sau ceva, deci nu stipulează, mi se pare că sunt doar niște români care nu recunosc. Nu, nu pare. Apropo de asta, țineți ideea. Am, am venit cu un Uber care avea GPS în română cu o tipă. Bă, eu n-am auzit femeie mai sictirită de jobul ei decât la următoarea intersecție faceți la dreapta. Așa era. Da? La următoarea, în 200 de metri la dreapta. Așa era. Hai, hai la dreapta. Așa, parcă ba, așa. Ba, Băi, n-am atâta sictin în voce și era Băi, dar erai acolo, trăgeai cu cineva Că n-ai tras de capul tău un dormitor la tine Te ai dus, ai avut un regizor, un ceva care te-a tras lângă tine Un director de trebuie ceva să fie un, să Trebuie să fie aprobate, men, și tonul Da, mă, nu, deci asta era tonul ei de, Efectiv, era Era și nu, nu vasele da? și lui trebuia să-i dea indicații acum. Și zizeze de o săptămână că trebuie să spele că trebuie să vină măsa. Vizita vizită n-a mai fost, de mult trebuie să vină. Și faci un -a... clip cu, cu ăsta cum sună. Și îl, este... pui în română să mergi un pic cu mașina să filmăm. Trebuie să-l găsesc, că nu știu ce, GP, ce fel de, de unde era GPS-ul. Dacă îl găsim, așa trist mi s-a părut mă bucur într-o stare M-am simțit și eu. Să zic că Dar revenind, și revenind să... la ce informații găsim pe podcasturi, Așa. Uh, că cafeaua îți ridică nivelul de cortizol și nivelul mm -hmm. de cortizol când se ridică îți cobor nivelul de testosteron. Mm -hmm. Care eu așa ceva nu vreau. <laughs> care îmi pare rău. <laughs> da. Că parcă am mai mare nevoie de testosteron decât de cortizol. Deci, cortizolul. Perioada asta rău. vieții mele. Eu, Bun, și cortizolul. eu zic că în perioada asta vieții mele, adică, în fine. Și atunci am decis că ia gata cu cafeaua. <coughs> da. Te-ai oprit la timp, zic. Zinc, zinc că dacă, Întru mai, dacă mai bei niște cafea. Zinc. Ajută la testosteron. Zinc. Am auzit tot într-un podcast. Zinc. eu am o bară, o suga acasă. <laughs> <laughs> o bară de zinc, mai, mai stau mai sub <laughs> pe ea. Nu, nu sunat direct. Cineva, da. <laughs> cu mult. <laughs> Dar eu nu înțeleg de ce nu fac măsele din zinc. Eu mai suși din măsele, mai... când stai mai... Mai tragi, mai tragi un pic de zinc. <laughs> <laughs> Și una cu magneziu, pe cealaltă. <laughs> Dar chiar ar fi nu știu, să fie implanturi cu eliberare din asta lentă, cu minerale. Bro, milioane facem. Dacă punem asta pe Indiegogo, tu faci wow. trei de căcatul ăsta? Absolut, milioane. Ce vorbești, mă? E capsule ca o măsea, pui acolo și ia să dizolvă măseaua în timp ce. În 5 uh -huh. Să tot dizolvă măseaua, tot mai eliberează zinc, magneziu, și nu mai trebuie să iei. Bro? Bă. Hai, nici nu mai facem podcast, facem bani. Hai, v-am pupat. Uh -huh. Să aveți o săptămână superbă. Da, și dacă aveți idei de cum să amenajăm aici, puteți să le lăsați în comentarii. Da, și o să. <laughs> o să mai vedem. Bine. 啊。<Wow. S 2> okay.